pe numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iordanul s-a întors înapoi, văzând pe Fiul lui Dumnezeu, apropiindu-se spre botez. Iubiți credincioși, marele praznic al botezului Domnului este, într-adevăr, o mare sărbătoare și riscăm să nu înțelegem mai mult din ea, dacă nu suntem atenți. Pentru astăzi, m-am gândit să vă spun câte ceva despre această întoarcere a Iordanului. Când eram pe la seminar, mă gândeam că este vorba de un pleonasm. Iordanul s-a întors înapoi. Ani de zile, trebuie să mă mărturisesc înaintea dumneavoastră, am ocolit această exprimare spunând Iordanul s-a întors. Și am greșit. Am greșit pentru că această întoarcere înapoi este o întoarcere reală. Dacă vă aduceți aminte, atunci când existau locomotivele cu abur, înainte de a pleca după loc, făceau o, două, trei manevre înapoi și apoi mergeau înainte. Mecanicii știu mai bine ce fac această manevră. Eu vă spun doar atât. Fără un avânt, nu putem să mergem înainte. Când eram la orele de educație fizică, atunci când trebuia să facem o săritură, ne luam elan. Acel elan era inclusiv prin darea înapoi cu pisla pași, ca să putem să mergem mai departe. Despre acest lucru vreau să vă vorbesc astăzi. Despre elanul pe care trebuie să-l luăm atunci când ne gândim că Iordanul s-a întors înapoi văzând pe Dumnezeu. În fiecare an, în ziua botezului Domnului, la Iordan se întâmplă această întoarcere. Este o undă pe deasupra Iordanului care ne arată că, deși el curge ca toate apele de anumite, conform legii gravitației, curge la vale, ca să spunem așa, este un moment în care o undă, ca un val, pe deasupra Iordanului, se întoarce înapoi. Această întoarcere ne învață pe noi că întotdeauna ne aflăm într-un punct. Într-un punct în care trebuie să vedem înainte, înapoi, în stânga sau în dreapta. Chiar frumos spunea cineva, acum câteva zile, există un moment în care ne dăm seama că nu mai putem să facem ceea ce ne-am propus. Nu mai avem timp. Atunci să facem ceea ce vrem să facem astăzi. Despre acest moment ne vorbește botezul Mântuitorului. S-au întrebat mulți dintre trăitorii creștini de ce era necesar botezul lui Ioan și mai ales de ce era necesar ca Mântuitorul să se boteze. Sfântul Ioan Gură de Aur ne spune de la început. Mântuitorul Iisus Hristos s-a botezat nu ca ceilalți care își spovedeau păcate și se descărcau, ci ca Fiul lui Dumnezeu care a luat asupra sa păcatele întregii lumi. Păcate săvârșite până atunci. Inclusiv păcatul strămoșesc. Va să zic că Mântuitorul s-a încărcat astăzi cu păcat pentru ca botezul pe care noi îl facem în numele Său să fie un botez de descărcare de orice păcat săvârșit și mai ales de păcatul strămoșesc, acela al neascultării. Ei, va să zic că Iordanul se întoarce înapoi. Se întoarce pentru că ne dă nouă un semnal foarte frumos. Spunea un gânditor, zice, lege, gravitația, asta lege, de cu toții de pământ. Ceea ce credem noi că este lege, e mai mult tocmeală. Dar Iordanul, ca să treacă de la gravitație, de la legea legilor, să spun așa, ne învață că și noi avem momente în viață când ne este îngăduit să o luăm de la capăt. Unul dintre aceste momente este botezul. Dar botezul îl facem o singură dată. De atunci suntem alți oameni. Dar în fiecare an, măcar o dată, la botezul Domnului, trebuie să știm că avem această îngăduință. Ca de astăzi, nu de mâine, să începem o nouă viață. Dacă și Iordanul își începe o nouă viață mergând spre izvoare, nu spre mare, înseamnă că și nouă ne este dat
să mergem altfel, începând cu astăzi. Spuneam că riscăm ca acest praznic să treacă pe lângă noi. Bineînțeles, nu v-am rugat eu să ieșim cu toți în biserică. Iată că alții au ales să stea la rând acolo să-și ia aghiazma. Nu știu ce folos vor avea din aghiazma aceasta. Pentru că aghiazma trebuie luată în cunoștință de cauză. Dar toate lucrurile pe care noi le luăm din biserică, să le aducem în biserică, trebuie să le facem în cunoștință de cauză. Adică să știm pentru ce facem anumite lucruri. Să știm pentru ce am stat afară și am înghețat. Era mai comod să stăm aici? Nu era mai comod. Dar nu, rânduiala bisericii a fost să se facă această slujbă afară. E adevărat că sunt ani în care afară ne bate soarele pe 6 ianuarie. Chiar îi spuneam părintele, că mi-aduc aminte în al doilea an al meu de preoție aici, eram afară și m-am simțit dator să fac rugăciuni pentru ploaie. Nu mai ploase, fraților, de vreo lună și jumătate, și era un soare de aproape că n-am putut să stau de soarele care bătea, pentru că atunci aveam părul mai negru. Și razele soarelui pătrundeau mai mult și aproape că mă jenau de puterea lor. Dar iată că astăzi a venit și așa cum ce poporul român, gerul bobotezii. Și spuneam că trebuie să ne asumăm totul și să știm, să fim în cunoștință de cauză, de ce am stat în frig și de ce apoi ne-am întors în biserică și iată că după aceea ne întoarcem să ne luăm și aghiazma pentru casele noastre. Această mișcare a Iordanului ne învață mult. Tot anul Iordanul curge ca toate râurile. De ce astăzi face unda aceea înapoi? Tocmai pentru a ne învăța și pe noi că viața, dacă vrem să fie trăită în cunoștință de cauză, cum am spus, trebuie să fie trăită și în sensul celălalt. Sensul celălalt este aducerea aminte și luarea în seama faptului că a venit ziua din care, să spunem, până aici a fost, de acum înainte va fi. Unda aceea vreau să treacă și peste noi. Este o undă mai mult decât fizică. Este o undă care ne șterge și ne așează din nou spre o altă lucrare. Atunci când eram mic, știu că erau niște jocuri pe care era o tăbliță pe care scrieai cu un creion de plastic și după ce terminai, ștergeai cu o anumită bucată de plastic care era pe dedesubt și o luai de la capăt. Și scrieai așa, și dacă erai cu minte și nu apăsai prea tare, scrieai multă vreme. Ca până în anul următor, când îți ajut Moș Crăciun, îți aducea alta, ca să continui ce ai început. Și întotdeauna, desenele nu erau asemănătoare. Mi se păreau că erau din ce în ce mai bune, dar pentru faptul că erau din ce în ce mai bune, nu ne înduram să rămânem la ceea ce am obținut. Pentru că știam că după ce ștergem, va fi unul și mai bun. Și noi am fost botezați. După care am început să ne mai ticăloșim. Ne-am făcut mai mari, am început să băgăm rațiunea între noi și inimă și încet, încet ne-am făcut din aliatul care trebuie să fie luminarea minții, ne-am făcut dușmanul. Dușmanul fericirii noastre este tocmai rațiunea. Pentru că rațiunea îți spune la un moment dat: ei, dar ce te bucuri așa? S-a terminat. Nu te vrea să te bucuri astăzi, că lasă să vedeți ce-o fi mâine. Trebuie să ne bucurăm astăzi. De aceea spuneam că această oscilație a Iordanului ne învață cum trebuie să vedem viața. Ca să zic că ne-am botezat și acum mergem la Iordan și luăm înțelepciunea și mai ales promisiunea noastră că de acum înainte vom fi alții. Bisericioși, să știți că acesta este sensul botezului Domnului. Pentru că nu este alt sens mai mare decât să ne arate nouă că este posibilă mergerea înainte și ștergerea oricărei greșeli prin spovedanie și prin împărtășanie cu Sfântul Duh și Sângele Mântuitorului. Deja primim o altă viață, așa cum însuși Fiul lui Dumnezeu a primit astăzi o altă viață, încărcată de un păcat care nu-i aparținea și pe care trebuia să-l ducă până la cruce. Noi însă
Nici păcatele noastre nu putem duce, nu până la cruce, de dimineață până seara, mi se pare că este mult. De aceea, măcar o dată pe an, să ne adunăm gândurile și să vedem mișcarea Iordanului care s-a întors înapoi, ca într-un joc în care tot ceea ce am desenat până acum este frumos, dar dacă nu-l ștergem, nu vom putea ști niciodată cât de frumos putem să trăim în continuare. Mizericioși, fie ca marea sărbătoare de astăzi, să ne schimbe viețile. Să primim astăzi apele Iordanului, nu pe deasupra, ci cele de dedesubt, care știu să întoarcă și știu să șteargă tot ceea ce ne-am propus până astăzi. Să facem și n-am reușit să facem, cred că a venit vremea să punem în practică. A venit vremea să considerăm cum se cuvine această sărbătoare, pentru că este o sărbătoare deosebită, o sărbătoare în care Mântuitorul neîncăput de ceruri este încăput de un râu care s-a dat înapoi. Așa cum și noi trebuie să ne dăm înapoi, să ne vedem viața noastră, să vedem unde am greșit și să mergem mai departe. Să fie cu folos și ziua de astăzi să fie una de început bun. Nu mâine trebuie să facem această schimbare, ci astăzi. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. La mulți ani!